Marian, mulțumim tare mult pentru aceste informații. Mergem mai departe. Carambol cu 5 mașini provocat de un șofer băut care era cu fiul în mașină. La Satu Mare, un șofer a murit, iar copilul celui vinovat se află acum în stare critică. Șoferul vinovat le-a spus polițiștilor că totul s-a întâmplat când s-a uitat în spate după ce copilul a început să plângă. Astfel a izbit în plin o mașină care circula regulamentar, iar apoi s-a oprit într-o a treia mașină. Alte două autoturisme au fost implicate în accidentul rutier. În urma impactului extrem de violent, un bărbat de 56 de ani a rămas încarcerat. El a fost transportat la spital, însă medicii n-au mai putut face nimic să-l salveze. Șoferul de 36 de ani care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul alcool test și avea o alcoolemie de 0,7 mg. Grame per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă.